Accidentul a avut loc astăzi în jurul orei 10 pe drumul național 73 la intrarea în Câmpul Lung. Un autoturism în care se aflau două femei și doi copii s-a lovit de o dubă de transport marfă. La volanul autoturismului Opel Corsa se afla o tânără în vârstă de 25 de ani din comuna Mihești. Aceasta se îndrepta dinspre Pitești spre Câmpul Lung, iar la un moment dat, din neatenție, a pătruns pe contrasens lovindu-se de duba de transport marfă. Aceasta a declarat oamenilor legii că nu știe ce s-a întâmplat. De mașina a virat stânga, conducătorul dubei din Câmpul Lung a avut prezență de spirit și a reușit să tragă de volan în timp util. Mașina s-a ștergând aripa turismului. Mașina de transport a mers pe șanț câțiva metri, răsturnându-se. La fața locului au ajuns un echipaj al pompierilor cu autospecială cu apă și spumă și un echipaj al paramedicilor SMURD. Nevoie de îngrijiri medicale a avut șoferul dubei, care a acuzat dureri la mâna dreaptă. Acesta a fost transportat la spitalul municipal. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină pe raza orașului Câmpul Lung, pe strada șoseaua națională, la un accident rutier produs într-o autoutilerare Iveco și un autoturism Opel Corsa. A fost găsită o victimă de sex masculin, i s-au acordat primele îngrijiri medicale și a fost transportată la UPU Câmpul Lung. Din fericire, pasagerii din autoturism nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar au rămas cu o sperietură groaznică. Polițiștii câmpulungeni au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care a avut loc incidentul rutier. Totodată au deschis și un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.